Salutare pe fraților și bine v-am regăsit și la un episod. Data aceasta vreau să vă prezint un server de Skyblock. Este de versiunea 1.14.60. Oricum aveți și linkul de download în descriere și IP-ul serverului în descriere. Ceea ce m-a făcut să promovez acest server este pentru că are o mecanică diferită. După cum vedeți acolo ne apare un border cu level 1. Ei, o să vă prezint toate chestiile ce are acest server și dacă vreți să facem o serie din acest pe acest server, apăsați butonul acolo să facem cât mai multe like-uri și hai să vă prezint ce are acest server și ce m-a făcut să-l promovez. Ok, este un server de engleși, după cum cred că v-ați dat și voi seama. Este un server cu o mecanică super, super faină. Cum intrați aici, dați frumos slash is și o să vă creezi o map. O să vă arate să vă faceți o insulă. Eu o să mă duc la mine pe insulă pentru că deja o am. Aceasta este insula mea, după cum vedeți acolo avem un timer, avem o oră și 40 de minute pe acest server și deja m-am făcut să-l promovez. Avem și noi câteva iteme, există și slash kit, dacă să vă ajute la început, dați slash kit aici frumos și aveți toate kiturile disponibile în momentul de față. Eu le-am folosit, aveți kit start, daily, weekly și monthly, care este, puteți să-l accesați chiar dacă n-aveți grad. Așa, după o să vă faceți o mapă, o să faceți o insulă, pardon, și ceea ce îmi place la serverul ăsta este că e pe level. Și ca să dați un fel de rank up, trebuie să aveți level, trebuie să aveți 7500 de bănuți. Bănuți îi faceți prin a mina piche, ăsta, cobblestone, după cum vedeți aici nu mai pot să, aici cred că merge să mai pun un bloc, dar aici știu sigur că nu mai merge pentru că trebuie să dau level up. Cum faceți bani? Păi aici nu-i cu generator random, pur și simplu vă puneți aici minați. Deci vă dă anumite chei pe care vă duceți la upgrade și vă luați iteme, adică vă pică iteme. Vreau să văd aici dacă mi-apare și acum. Deci pur și simplu vă faceți, o să vă dea o insulă normală, basic, tot ok, vă faceți un generator. Nu vă dă minereuri când minați acum, când spargeți cobblestone-ul, dar vă dă anumite crate-uri. Sper să mi-apară acum pe videoclip, o să vă fac o demonstrație acum. Sper să-mi pice și mie o cheie ceva. După o să vă arăt ce fel are animația acea cheie. Nu este ceva basic, e ceva modificat, e super fain. Se fac bani foarte greu, adică greu, acceptabil. Și merită jucat, fraților, chiar merită jucat. O să mă vedeți și pe mine pe serverul ăsta. Este de 1.14.60, cum v-am spus. Aveți linkul de Minecraft în descriere dacă vreți să vă descărcați. Discordul serverului. Și ca să aveți grad de YouTuber trebuie să aveți peste 1000 de abonați. Și na, poate, cred că pe lângă asta o să vă dea și anumite kituri. De asta poate fac și eu acest clip. Plus că îmi place serverul, n-are pic de lag. Nu este o comunitate cancer, nu sunt copii care sunt frustrați și așa. Deci chiar merită jucat, este Avenger Tech, v-am spus. Oricum aveți IP-ul în descriere, dacă nu mă înșel, IP-ul este play.avengertech.me. Ceva în genul basic, ăsta, portul basic 1932 1932. Așa, așteptăm să pice și mie un key dintre ăsta ca să vă duc la warp key să vedeți. Oricum am un diamond key și dar vreau să vă arăt pe clip cum apare. Deci după aceea o să vă arăt ce trebuie să faceți cu acest cobblestone ca să faceți bani pentru a crește în level. Deci mi se pare super super fain acest server, cum are construit mecanica asta. Bă, și n-am avut probleme cu lagul deloc. Deci, na, nici nu am jucat foarte mult. Am aproape 2 ore pe server. Asta îmi place că ți arată cât joci. Nu știu, deci mă fascinează chestia asta. Sper să-mi dea și mie un key cât de curând, să vă arăt și vouă. Mai minat eu niște cobblestone ca să vă arăt pe click cum trebuie să faceți ca să vindeți. Deci este shop de level 1. După ce dați rank up o să aveți shop de level 2. E super, super fain, fraților. Chiar merită jucat. Și aveți și task-uri, o să vă arăt, deci ca să vă crească level mai ușor, adică misiuni pe care trebuie să le faceți. Deci chiar merită jucat serverul, deci na. Să zicem că mi-a dat, oricum, acum văd că nu vrea să-mi dea. Noi avem deja niște key-uri, dăm slash create după ce v-a picat warp key-uri. Dăm create aici, create. Frumos, ne teleportează la warp crate. Deci noi, eu știu că am un deci aveți iron crate, gold crate, diamond crate, vault crate, emerald crate, vault crate, iarăși diamond crate. Deci sunt luate, na, v-ați prins voi. Vault crate, deci dați slash vault și o să vă duceți pe site-ul lor și dați un slash vault. Dăm aici slash vault.
frumos. Și vă dă 6 vote free. Asta eu am votat o dată, deci aparent vă crește 1500 de token sau nu știu cum se pronunță astăzi. Chestiile astea sunt în fel banii, dar și levelul care așa. 2 pickaxe de diamond, 2 topoare de diamond. Avem un diamond key, vezi acolo, you have a diamond key available. Dăm open chest. Deci uitați-vă și voi ce animație are. Deci chiar merită serverul ăsta să vă jucați pe el. Este versiunea 1.14.60, v-am spus, aveți link în descriere. Deci mi-a picat 10 obsidian. Bă, pui mei, este total random. Uitați cum are animația asta când aruncă pe jos. Oricum nu vi-l ia nimeni. Și știu că am și un gold key a doua. Tot de la tot am primit de la asta, de la generatorul de cobblestone. Vă dă random, total random. Și chiar îmi place serverul ăsta cum e. Nu-i cum e server, restul serverului cu generator de diamante, de toate astea. Chiar merită jucat serverul. Așa, hai să mai avem unul frumos. Pe mine mă găsesc pe server, cred că seara, undeva la 12 noapte, cam așa joc eu. Sau, nu știu, când am timp și chef. Hai să vedem acum cine pică de aici. Bun, mi-a picat mâncare, 10 obsidian și un morcov de aur. Hai să vă arăt ce trebuie să faceți ca să vă duceți înapoi în sda/is și după ce v-ați creat insula, dați aici got your island și vă teleportează pe insulă. Așa, acum dăm /shop. Avem shop de level 1. Avem doar anumite chestii pe care le putem vinde. Uite, cactus sell only, pepene sell only. Eu o să vând cobblestone. O să dau aici la maxim pentru că avem mai multe stake-uri. Dăm ok, sell. Și am mai pus încă 96 de token la level. Și eu mai am de vândut încă vreo 4 stack-uri. Deci chiar merită. Și pe fiecare, uite, cobblestone se vinde cu 1.5 token per item. Dar pepenii se vând mai scump. Ia stați așa să vă arăt. /shop. Crescut și un pom. Uite aici, melon seed. Se vinde cu 7 token, dar trebuie să facem seed-uri întâi. Deci chiar merită serverul. Deci noi luăm acum 70 de tokenuri. Deci e chiar profitabil. Gândiți-vă la un stack cât puteți face. Dăm /shop. Level 1. Puteți vinde și lemn. Astea sunt momentan, astea avem noi la level 1. După ce creștem în level, o să ne dea mai multe chestii. Dăm aici 10, că 10 avem. 10, sell. Ok. Am vândut 10 dintre alea și mi-a dat 70 de chestii. A, văd că mai am 20 lor. N-am văzut. Ia. /shop. Și vindem 20 acum. Melon seed. Perfect. 20 și 20, bun. Sell. Alo, aparent, cred că un fel de bug sau, nu știu, cred că e un fel de bug. În fine, oricum totuși mi-a pus acolo la level. Și cum creșteți în level, vă lasă să vă puneți blocuri, să, nu știu, să construiți. Bă, mi se pare super ok serverul, deci după cum vezi n-am pic de lag. Și chiar, nu știu, merită jucat. Nu-ți dropează itemele când le spargi, îți pică automat în inventar. Și asta mă fascinează, adică îmi place, nu mai trebuie să mai stau să... Vedeți, aici nu pot să sparg pentru că nu am level 2 la insulă și doar aici pot sparge. Eu sparg acum frunzele ca să-mi dea sapling-uri pentru că nu am sapling-uri deloc. Și nu cred că aș vrea să cumpăr, nu știu cum e shop-ul, dacă e scump sau nu. Dar văd că bă, banii se fac acceptabil ok, nu știu, adică mi se pare ok. Dacă vreți să intrați, v-am spus, aveți IP-ul în descriere și Discord-ul și toate alea și Minecraft-ul tot în descriere. Bă, v-am spus, dacă vreți să facem o serie cu acest server sau să facem să revenim cu Minecraft-ul pe canal, apăsați butonul de like acolo, uite ne-a dat 4 sapling-uri, e ok. Apăsați butonul de like acolo să facem cât mai multe like-uri, așa. Perfect, cam asta am vrut să vă arăt, cam asta este de prezentat momentan, nu prea am ce să prezint. Poate o să revin cu update pe parcursul, nu știu, săptămânii acesteia cu un nou clip de Skyblock. Încă nu, n-am spus că m-am reapucat de YouTube. Dar, na, mi-a plăcut cum e serverul și chiar merită jucat. Este pe Peaceful și aveți și modul de teamfight, adică vă puteți bate, aveți PvP Arena, mai multe warp-uri. Na, v-am lăsat pe fraților, nu uitați să puteți dragi acolo și noi ne revedem data viitoare. Și cei care vor să intre pe server, mă puteți găsi pe aici pe server. Și așa că, da, ceau bă fraților, pa, pa!